Lăudat să fie în numele Domnului Iisus Hristos. Așa cum spunea și fratele, Dumnezeu ne trece prin necazuri și încercări. Nu ne trece degeaba, dragii mei. Trebuie să-L mărturisim pe El în toate lucrurile în care suntem. Și odată un pastor s-a îmbolnăvit, a fost băgat în spital, a stat o săptămână, a ieșit 2 zile afară, după aia iar a intrat în spital, a mai stat încă o săptămână, a stat iar o zi afară, iar a intrat și tot s-a întrebat, Doamne, dar de ce mă bag de atâtea ori în spital? Care este planul tău? Și nu bine, în următoarea zi când i-a dat drumul din spital, fratele și-a uitat toate actele posibile și le-a uitat acasă și s-a suit la volan și a plecat pe drum. L-a oprit poliția și când l-a întrebat de acte, nu ai niciun act. Care e problema? Vine cu noi. Și l-a băgat într-o carcere unde erau fel și fel de hoți. Și acolo și-a dat seama că el trebuie să predice Evanghelia și a zis, Doamne, pentru lucrul acesta Tu mă trimiți ban spital, ban cu tare loc, ban cu tare loc pentru a putea predica cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu are fel și fel de modalități. Dacă noi, de bună voie, nu vrem să vestim cuvântul lui Dumnezeu, organizează în așa fel încât să ajungem în locuri diferite în care să putem vesti cuvântul lui Dumnezeu, să știți. Trebuie să ne lăsăm prelucrați de Dumnezeu, să îndeplinim voia Lui, să mergem oriunde suntem trimiși de El, de bună voie, nesiliți. Pentru că și Iona a vrut să se ascundă. Și știți bine ce s-a întâmplat. A fost înghițit de pește. După aia când a recunoscut greșeala, el s-a dus și a vestit. Slăviți să fie Domnul! Către Tine, Doamne, gândul mi-l în ispite și în necaz puterea știi. Peste mine vremuri grele au trecut. Tu, Iisus, cu brațul tare m-ai ținut. Am trecut biruitor prin încercări, în ispite și în necaz ne da putere. Doamne, Ție-ți mulțumesc și plângând, Iisuse, să mă și mei mai sigur că trece să trăi. Vreau să fiu, Iisuse, altfel decât sunt. Schimbă viața mea că sunt pe pământ. Putere, Tată Sfânt, ca să iubesc și pe aceea ce mă bajocorești. Am trecut biruitor prin încercări, în ispite și în necaz mi-ai dat putere. Doamne, Ție-ți mulțumesc și plângând, Te rog, Iisuse, să mă iei. Pașii mei mai sigur către cer să-mi trăi. Azi te rog să fii al meu conducător. Dă-mi putere să-ți fiu ție urmăritor. Proslăvește-ți numele în viața mea
și acum și în veci și pururea. Am trecut biruitor prin încercări, prin ispite și necaz mega putere. Doamne, ție-ți mulțumesc și plângând, te rog, Iisuse, să mă iei. Pașii mei mai sigur către cer să-mi drept. Mulțumesc, Dumnezeu! Domnul să te binecuvânteze, frate Daniel! Te binecuvântat, frate Daniel! Îți mulțumesc, Dumnezeule, Tată Sfânt din Cer, că și Tu mă treci biruitor prin încercare, prin necaz, prin greutăți, Iisuse, Doamne, Tu ești cu mine, Dumnezeule, mă în brațele Tale ocrotitoare și îți mulțumesc, îți mulțumesc. Te rog frumos, Iisuse, Doamne, lasă binecuvântarea Ta cea mare peste globul Tău, Iisuse, toarnă cu Duhul Tău cel Sfânt, dă-mi putere să Te slujesc în continuare, binecuvintează auditoriu, cei care sunt pe live, cei care sunt pe Zoom, Iisuse, Doamne, întinde-ți mâna peste fiecare persoană în parte, Dumnezeule, suntem mulți, Doamne, care dorim să Te auzim pe Tine, Dumnezeule. Te rugăm frumos să ne vorbești, Dumnezeule, așa cum dorești Tu, Dumnezeule, Tatăl Sfânt din Cerului, și Te vom asculta din înaltul cerului, glorificat să fie în numele Tău, Iisuse, Tată, Fiule și Sfântule Duh, în veci de veci. Amin, 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 amin. Binecuvântat să fie în numele Domnului Iisus Hristos. Iubiții mei, este o binecuvântare să stai în prezență cu Iisus. Este o atâta binecuvântare când vezi minunățile pe care Dumnezeu le creează pentru tine. Și, dragii mei, astăzi la noi în Suedia este o vreme superbă de frumoasă afară. Un soare atât de plăcut, florile înflorite, copacii înfloriți. Este o minune să vezi binecuvântarea pe care Dumnezeu o lasă peste pământ. Gândiți-vă că și cei care au murit sub ruine acolo în Turcia, ei nu mai pot vedea aceste lucruri. Omule, cum oare nu poți tu să binecuvintezi pe Creator? Cum nu poți tu oare să binecuvintezi pe Domnul Dumnezeul tău, care ți-a mai dat încă o zi de viață, care te ține în brațul Lui ocrotitor? De ce ești indiferent? De ce dormi pe cale? De ce stai în adormire? Căci iată, milele vine, dragul meu, fii gata de plecare spre împărăția celui. Ai tu haina ta curată, ai tu un de lemn de rezervă în candelă. Căci iată, să vede mirele, să vi se fie numele, și cei care vor fi pregătiți vor putea să aibă părtășie cu El în împărăția celui. Și să nu te miri, iubitul meu, frate și soră, cei care sunteți și au slujit de atâta mar de timp, de-am să-ți spui, cum? Eu am slujit de atâta mar de timp și nu am parte de moștenire. Nu am parte de împărăția celui. Dacă ai făcut fără de legea, pleacă de la mine, că și nu te cunosc. Nu vreau să știu cine ești. Dacă nu ai umblat cu Iisus Hristos, Domnul, în toată lucrarea aceasta, cât ești pe acest pământ, în dreptul tău se aude, pleacă de la mine, locul tău nu este aici. Locul tău nu se află cu ceilalți sfinți care au îndurat, care s-au chinuit, care au luptat pentru împărăția cerului. Lor li se cuvine cununa veșnică. Slăvit să fie numele Domnului Iisus Hristos, fiecăruia celui care luptă va primi cununa, glorificat să fie numele Lui. Iată pentru ce noi luptăm,
pentru acea cunună, pentru că acea cunună pe care o vom primi în împărăția celui nu este o cunună care poate fi luată de altcineva și ți aparține numai și numai ție, dragul meu, dacă îl urmezi pe Iisus Hristos Domnul. Nu este o cunună care să se veștejească, ci este o cunună de aur, pentru că și Dumnezeu încununează pe fiecare rob în parte care îl slujește pe el. Slujești pe Dumnezeu, atunci vei fi încununat pe el. Dacă nu slujești pe Dumnezeu și vei sluji diavolului, vei fi încununat de cel care îl slujești, dragul meu. Caută ca viața ta să o dai numai și numai Domnului. Iubiți mei, fraților, în textul din seara aceasta pe care mi l-a pus Dumnezeu în inimă să-l împărtășesc cu dumneavoastră, este cum să ne rugăm. Și oare de ce să ne rugăm? Care este scopul rugăciunilor pe care noi le aducem înaintea lui Dumnezeu? Cum facem aceste rugăciuni? Și în cuvântul Domnului, în Luca, capitolul 11, pagina în Biblie 1003, traducerea Cornilescu, avem acolo, dragii mei, scrisă rugăciunea Tatăl nostru. Este o rugăciune pe care majoritatea o cunoaște mult timp din afară, din fragida copilărie, de când eram copii, de la bunici, străbunici, ne-au transmis-o din generație în generație. Chiar și frații noștri ortodoxi o folosesc această rugăciune și se roagă înaintea lui Dumnezeu pronunțând această rugăciune, spunând: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă în fiecare zi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită și izbăvește-ne de cel rău. Glorificat să fie numele Lui. Este rugăciunea pe care Hristos o spune ucenicilor și le spune: iată cum trebuie să vă rugați. Iubitul meu frate și soră, în momentul când vrei să te rogi înaintea lui Dumnezeu, dragul meu, știți ce se întâmplă? Ai cheia, deschizi cerul și tu cu Tatăl stai de vorbă, dragul meu, pentru că orice copil stă de vorbă cu Tatăl lui, iar tu ești copilul lui Dumnezeu. Fii binecuvântat, frate Adrian, îți mulțumesc frumos pentru că ești aici și mă urmărești. Domnul să te binecuvânteze. Iar tu ești copilul lui Dumnezeu, dragul meu. Orice copil care are o problemă se duce la tatălui și apelează și spune: Tată, iată problemele pe care eu le am. Copilul celălalt, colegul meu de școală, mă apostrofează, aruncă după mine cu pietre, mă bate: te rog frumos, tată, vino și ajută-mă că am probleme. Tatăl ia copilașul de mână, se duce cu el la școală și rezolvă problemele, pentru că este copilul lui și îl iubește, este sânge din sângele lui. Și majoritatea părinților facem lucrul acesta și mai facem un lucru foarte bun, dragi mei. Noi părinții, când copiii noștri sunt micuți, îi luăm de mână și îi ținem strâns ca nu cumva să fugă din mâna noastră înaintea unei mașini, înaintea unei șosele în care este o circulație extraordinar de mare, mai ales în situația căci nu sunt șoferii prea atenți. Noi ca părinți avem această atitudine în sângele nostru de a avea grijă de proprii noștri copii. Îi strângem, îi luăm de mână, îi ținem cu el. Dar mai sunt copii, dragii mei, mai zburdalnici, mai plini, așa cum să spun eu, mai încăpățnați. Își dă drumul din mâna tatălui și fuge. Tot astfel suntem și noi, dragii mei, mai neascultători înaintea lui Dumnezeu.
și nu umblăm cu El. Și în momentul când noi nu mai suntem de mână cu Dumnezeu, iubiți mei, știți ce se întâmplă? Vine diavolul. Și în momentul când a venit diavolul, te atacă, te dărâmă, te rănește și îți produce o rană atât de mare încât să-ți implementeze în mintea ta că nu mai ai nicio soluție de salvare, că și Tatăl cel din cer nu va putea să te salveze pentru că și păcatul pe care tu l-ai săvârșit e de neiertat. Asta ți implementează diavolul în mintea ta. Dar avem cuvântul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul, de care spune foarte clar: veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, eu vă voi da odihnă, slăvit să fie numele Lui, vei fi curățat prin sângele Lui Iisus Hristos, Domnul, haina ta, glorificat să fie numele Lui, va fi albă, imaculată această hârtie, priviți-o și dumneavoastră, această coală de hârtie e albă, imaculată. În momentul când mă apuc să desenez ceva, nu va mai avea nicio valoare, această coală de hârtie va fi aruncată. Dar atât timp cât ea este curată, imaculată, se poate folosi, se poate scrie. Dragul meu, haina ta așa va arăta, curățită prin sângele lui Iisus Hristos, Domnul. Și când haina ta va fi așa curată, dragul meu, vei avea parte de răpire, vei avea parte de moștenirea cerească, slăvit să fie numele Domnului Iisus Hristos. Și spune cuvântul Domnului: Tatăl nostru care ești în ceruri, unde este Tatăl tău? Unde este Tatăl meu? Unde este Tatăl nostru, dragii noștri? În ceruri glorificat să fie numele Lui. Dacă Tatăl tău este în ceruri, de ce privirea ta încă mai este ațintită spre acest pământ? De ce privirea ta, conștiința ta, încă mai este ațintită după goana de vânt, avere, bani și toate lucrurile care nu-ți aduc niciun folos, în loc să-ți fie ațintită către Dumnezeu, Tatăl, pentru că Cel este Tatăl, de la El îți vine ajutorul. Și atâta timp cât eu am privirea spre cer, știu că și de acolo voi primi salvare. Atâta timp cât eu voi umbla cu Dumnezeu de mână, știu căci nimic nu mă va putea atinge și chiar dacă diavolul va trece pe acolo, eu dacă sunt în brațele lui Dumnezeu, de acolo din brațele lui Dumnezeu pot să spun: sâc, 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 diavole, nu poți să faci nimic, pentru că sângele lui Iisus Hristos te-a biruit pe cruce. Nu poate să te atingă, dragul meu, glorificat să fie numele Lui. Binecuvântat să fie numele Domnului Iisus Hristos. Iată ce bunătate este acest Tată, acest: facă-se voia ta, nu voia mea, Doamne, ci voia ta. De multe ori poate implementăm și obligăm pe Dumnezeu să intervină în problemele noastre personale așa cum vrem noi. Nu, Doamne, nu pot să stau să aștept. Eu vreau acum. În loc să spui: Doamne, facă-se voia ta, tu să te atingi de boala mea, tu să te atingi de trupul meu, tu să te atingi de viața mea, tu să te atingi de soțul meu care e nepocăit, tu să te atingi de copilul meu care nu vrea să creadă în tine, dar facă-se voia ta, Tată, nu voia mea. Mie dă-mi doar putere să rad orice necaz, orice greutate pe care vine peste viața mea, scoate-mă victorios din cuptor. Fii cu mine și trimite îngeri păzitori care să mă păzească, slăvit să fie numele Domnului Iisus Hristos. Apoi, dragi mei, voia Tatălui să se desfășoare în viețile noastre. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Dragul meu, Dumnezeu îți dă pâine, îți dă binecuvântare, pentru că își pune sănătate în trupul tău să poți să-ți câștigi pâinea. Căci prin sudoarea frunții tale
îți vei câștiga pâinea, slăvit să fie Domnul. Și nu orice hrană poate să hrănească acest trup. Și aceasta este o pâine, dragul meu. Priviți dumneavoastră această pâine minunată din care sufletul se poate hrăni. Slăvit să fie numele Domnului Iisus. Totul să iei de aici această hrană și să te hrănești. Pentru că și numai trupul trebuie să fie sătul, dragul meu, și cuvântul lui Dumnezeu. Dacă trupul acesta are nevoie de o hrană în fiecare zi să mănânci ceva, atunci să știi că știi, sufletul are nevoie de o hrană spirituală, are nevoie de contact cu cel care l-a pus în acest trup. Pentru că însuși Dumnezeu a dat duh de viață în trupul acesta muritor. El a suflat duh de viață peste Adam încă de la început, când l-a făcut pe Adam din pământ, dragii mei, din lut. A dat duh de viață peste el. Slăviți să fie Domnul. Și atunci, dragii mei, frați și sori, trebuie acest duh de viață să meargă înapoi la Dumnezeu și duhul acela de viață pe care Dumnezeu l-a pus în acest trup muritor are nevoie de contact cu cel care l-a dat, cu Creatorul, cu Dumnezeu însuși, dragii mei. Pentru că lui îi aparține. Lui îi aparține, lui și numai lui. Și automat tu trebuie să te hrănești, iubitul meu, cu această hrană. Pâinea noastră, cea de toate zilele, este o pâine de fiecare zi care poți să o consumi. Deci, poți să consumi, deci, în fiecare zi să consumi pentru ca să hrănești sufletul și nu numai trupul. Și mai spune cuvântul Domnului în continuare și iartă-ne nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Cum? Poftim? Vai, cât de greu este să iert eu pe Radu Marian, te rog să mă scuzi, dragul meu, frate Radu Marian, să iert eu pe Radu Marian, care mi-a dat două palme. Cum să-l iert? Nu pot să-l iert, mă voi duce cu el în tribunal, mă voi duce să mă judec, voi cere o anumită sumă enormă de bani, pentru că și nu pot să-l iert. Iată ce spune cuvântul. Iartă-mi mie greșelile mele, așa cum pot eu și eu să iert greșeala fratelui Radu Marian față de mine. Înțelegeți dumneavoastră? Deci dacă tu vrei să fii iertat, eu însuși vreau să fiu iertat, atunci și eu trebuie mai întâi eu să iert pe cel care mi-a greșit. Întâi eu. Eu însuși, întâi eu trebuie să iert pe cel care mi-a greșit, apoi Dumnezeu să-mi dea și mie iertare, curățire și salvare. De aceea, dragul meu, te sfătuiesc să nu apună soarele peste mânia voastră. Merge și împacă-te cu părâșul tău. Cine spune aceste cuvinte, dragii mei? Iată cine spune cuvinte. Aici se găsesc aceste cuvinte, iubiții mei. Glorificat să fie numele Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră cum se leagă cuvântul lui Dumnezeu. Cât de minunat este acest cuvânt al lui Dumnezeu, dragii mei. Și atunci, dragii mei, când tu ai dat iertare părâșului tău, ți-ai făcut pace cu el, Dumnezeu îți dă și ție iertare. Și dacă dorești ca acest lucru să-l faci, până nu apune soarele, Dumnezeu te iartă atunci pe loc. Știți ce se întâmplă, iubiții mei, frați și sori? Este în felul următor, căci atunci când doi copii se ceartă, îți sparge capul unul la altul. Erau pe stradă, se jucau acolo între ei, a luat o piatră și a aruncat în celălalt și a spart capul doi copilași de 7-8 anișori. Părinții la cei doi copii au ieșit afară, au început să se bată, să se certe, să-și arunce vorbe jignitoare unul față celălalt, să ajungă până în tribunale, să cheme în salvarea, să vină să ia pe cel care era cu capul spart. Iar în timp ce a venit salvarea și poliția toată era acolo, prezentă, să despartă cele două familii, dragii mei, copilul care a dat cu piatra celui cu capul spart îi spune,
Așa e că vii repede înapoi să ne jucăm. Iată cât a durat cearta dintre ei. Părinții au rămas în continuare să se certe, au rămas în continuare să se apostrofeze cuvinte urâte, murdare, mârșave, unul față de celălalt, dar copiii atunci pe loc s-au și împăcat. De aceea, fiți ca copii. În unele probleme, fiți copilași, căci adevărat, adevărat vă spun, că cine nu va fi cu acești copilași, cu niciun chip, nu va ajunge unde? În împărăția cerului. Slăvit să fie Domnul. Iată, dragii mei, iată, dragii mei, iată, dragii mei, cine învață cât de minunat este cuvântul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului Iisus Hristos. Este minunat. Totul este să ne hrănim. Astfel, dragul meu, să denote iertarea și rugăciunea peste fiecare persoană în parte. Dragul meu, nu trebuie să-ți faci o hârtie întreagă așa, notată plină, în care să începi să te rogi după această hârtie. Căci Dumnezeu îți spune ce cuvinte în gură în care să te rogi, dacă ești în prezență cu El, dacă ești în cercetare, dacă stai sub Duhul Domnului, dacă ești binecuvântat cu puterea Duhului Sfânt, dacă ești aprins, dacă ești în cloco, dacă ești în flăcări, atunci Dumnezeu va revărsa cu bunătate peste tine și îți dă putere să te rogi, dragul meu. Îți dă putere să mișlocești și nimic nu se va putea atinge de tine, căci în momentul când te vei ruga peste o anumită persoană, Dumnezeu coboară din înaltul cerului oaste îngerească și pune gardă în jurul tău, pentru ca nimic rău să nu te poată atinge. Știți de ce? Fiindcă te iubește, zice Domnul, glorificat să-i fie numele Lui, El mă iubește pe mine, El te iubește pe tine, El ne iubește pe fiecare în parte, binecuvântat să-i fie numele Lui. Cât de minunat este acest Hristos, Domnul! Glorie Lui! N-aș mai pleca, n-aș vrea să mai plec din bunătatea pe care Dumnezeu o lasă peste noi, peste fiecare în parte. Facă Dumnezeu o trezire în întreg poporul, dragii mei, frații și sori. Facă Dumnezeu o trezire între creștini, între cei care sunt pe cale cu Dumnezeu, căci mulți dintre noi am început să ațipim, să dormim pe cale, iubiții mei. Nu mai suntem capabili să ne închidem în cămăruță, să ne rugăm Domnului. Nu mai putem să studiem cuvântul lui Dumnezeu. Nu mai putem să cântăm o cântare, pentru că își diavolul în continuu vine în continuu cu fel și fel de probleme în viețile noastre. Și ne răcim încet, încet, ne răcim față de Dumnezeu și lumea își pune amprenta în propria ta viață. Și când lumea te acaparează, atunci devii lumesc, nu mai vii dumnezeesc. Devii lumesc, devii modernism. Vezi în mijlocul adunării că te duci acolo și de rușine, mai de mină, mai ridici și tu un pic mâinile, mai bolborosești și tu puțin acolo din gură, mai cânti și tu acolo în șoaptă, mai deschizi și răsfăiești un pic telefonul și nu Biblia, înțelegeți dumneavoastră? Mai te duci la adunare fără Biblie, că suntem la modă să avem tabletă și telefon. Mai greu, dragii mei, frații noștri, înainte, mai în vârstă, aveau acest lucru. Îl deschidea, îl răsfoia și mulți dintre ei l-aveau tocit de atâta răsfoire, dragii mei. Mulți dintre ei aveau însemnat fiecare verset în parte, fiecare lucru, dragii mei. Astăzi, în adunare, iubiții mei, dacă mergem dintre toți pocăiții care sunt în adunare,
dacă mai sunt 3-4 cu Bibliile în mână, dar dacă îi întrebi câți au telefoanele, toți au telefoanele asupra lor. Dar cu Biblie, nu prea le au toți. Mulți le lasă acasă. Păi frate, eu am Biblia pe telefon, nu mai am nevoie de ea. Ia-o pe asta cu tine, dragul meu. Și nu o lăsa să prindă praful așa mare pe el. Studiază-o, mâncă pâinea noastră, cea de toate zilele. Mâncă, hrănește sufletul. Povățuiește-te ori de câte ori ai o problemă, deschide cuvântul Domnului și povățuiește-te cu Dumnezeu, căci Dumnezeu îți va da, dragul meu, un cuvânt care să te îndrepte asupra problemei tale. Acolo îți va spune, vezi că și lucrul respectiv este păcat. Păcătuiești, dragul meu, îndreaptă-te! Vezi că pentru lucrul cu tare trebuie să stăruiești. Vezi că pentru lucrul cu tare trebuie să mișlocești înaintea mea și Dumnezeu îți vorbește într-un chip minunat prin cuvântul lui. Binecuvântat să-i fie numele. Mă voi opri la aceste cuvinte și vă binecuvântez pe fiecare în parte. Mulțumesc în numele Domnului Iisus Hristos pentru bunătatea pe care a lăsat-o peste noi și harul să se... să vă cuprindă pe fiecare în parte. Amin.